Bună, dragii mei, cum sunteți? Bună la toată lumea! Ce faceți voi, dragii mei? Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag! Iată, dragii mei, că am intrat astăzi iară aici, pentru voi, pe canalul meu, să vă fac o lectură în cărți, în două variante, cu sloganul sau cu mesajul, dacă mai aveți în viața voastră energii negative și dacă vi se va îndeplini, bineînțeles, o dorință. Vă pup pe toți, vă îmbrățișez, sper din suflet să aveți parte numai de bine, de sănătate. Mulțumesc la toate persoanele care intrați în contact cu mine și aveți cât de cât rezultate pozitive în tot ce vă învăț eu să faceți și pentru toate ritualurile care eu vi le fac. Așa că vroiam să încep astăzi pentru voi o citire în cărți în două variante. M-am și tăiat la dege, se mai întâmplă accidente în casă. Cu mesajul, mai am sau nu în viața mea energii negative? Sau am cumva în viața mea, în destinul meu, energii negative? Voi începe cu prima variantă. Voi, cei care vă uitați, alegeți-vă prima și a doua variantă și eu vreau să vedem ce se întâmplă, ce energii vă arată cărțile în prezent, dacă asupra vieții voastre, asupra destinului vostru, sunt ceva energii negative. Haideți să extragem prima carte. Și aici vă spune la toți cei din prima variantă că aveți persoane false în jurul vostru, da? Vă confruntați cu oameni falși. Răspunsul deocamdată nu vi-l dă cartea dacă există sau nu există energii negative, vă spune doar că aveți persoane false. Vă confruntați cu persoane false. Poate să fie prieteni din anturaj, poate să fie chiar familia, poate să fie, ce știu eu, chiar o soră, un frate, nu contează cine este, sunt persoane care lucrează cu falsitate cu voi. Deci, sunt false și au o anumită falsitate. Deci, nu sunt sincere, da? Vom mai extrage o carte, dragii mei, dragile mele, să vedem dacă se arată că voi aveți ceva încărcături negative sau aveți ceva energii negative asupra voastră. Să vedem ce ne mai spune o carte. Aveți ceva probleme în legătură cu banii. Probabil mulți dintre voi din această variantă aveți ceva pe sporul banului, aveți ceva ghinioane, nu este neapărat să fie un farmec anume, poate să fie un anumit ghinion vis-a-vis de banii voștri, de finanțele voastre, de sporul vostru de bani. Sunteți mulți din această variantă care vă doriți să aveți mult mai mulți bani sau poate că aveți bani și banii nu rămân în portofelul vostru, da? Aici mi-apare că sunt ceva probleme vis-a-vis de bani sau că poate în trecut ați fost persoane care ați avut foarte mulți bani și dintr-o dată voi nu mai aveți bani. Bine, și ceea ce se întâmplă în lume cu această pandemie și multe alte lucruri, dar n-are legătură pentru că mesajul acestor cărți este dacă sunt asupra vieții voastre, asupra destinului vostru ceva energii negative. Aici mi-arată că are legătură cu banii, da? Să mai vedem încă o carte. Deci mulți dintre voi din această variantă probabil aveți ceva încărcături negative pe bani, da? Și aveți persoane false în jurul vostru. Foarte mare atenție! Energiile cărților îmi spune că da, există falsitate din partea unor persoane care sunt în jurul vostru. Să vedem ce vă mai spune o energie din aceste cărți, Marsilia. Invidie foarte mare pe succesul vostru. Sunteți persoane de succes și voi aveți parte de invidie. Da, este clar că aici sunt niște energii negative făcute pe bani. Din cauza invidiei, sunteți persoane harnice, poate că aveți bani strânși, poate că aveți succes într-o afacere, în anumite lucruri, nu-i neapărat afacere, dar eu vreau să vă spun că multă lume are o anumită invidie asupra voastră, asupra finanțelor voastre, că vă merge bine sau ce știu eu și din cauza asta, din invidie, a făcut ce a făcut pe sporul banilor. În cazul în care vă încadrați în această variantă și chiar aveți probleme de bani, se vede clar că sunt persoane false care din invidie vreau făcut ce vreau făcut și vreau să văd dacă se arată
cine vi-a făcut acest lucru, da? Să vedem dacă cărțile iese o energie, dacă se arată, este cineva din familia voastră din nefericire, da? Pentru că am tras cartea Arborele Genealogii, vedeți, până la 9 ani am. Deci cine vi-a făcut vouă, ce vi-a făcut, este cineva legat din familia voastră. Poate să fie cumnată, pentru că tot cu familie se referă, da? Poate să fie soacră, de ce nu o soră, de ce nu chiar mama, nu se știe cine este, dar are foarte mare legătură cu familia voastră. Invidia care voi o aveți pe sporul banilor și lucru care poate că ați împrumutat banii în trecut la cineva din neamul vostru, nu vi-a mai dat înapoi sau dacă vi-a dat, vi-a dat cu sufletul rău sau a făcut ceva de scântece, este un pic, cum să zic, ilogic să credem că se pot întâmpla asemenea lucruri, dar din nefericire cei mai mari dușmani ai sufletelor noastre sunt neamurile și după aia prietenii, să zicem așa, se întâmplă. Aici are legătură, vi-a lucrat cineva, o femeie, o văd brunetă cu părul lung, a făcut ceva pe sporul vostru de bani. Și haideți să vedem dacă vi se va îndeplini dorința, vă puneți o dorință și vedem dacă se va îndeplini dorința voastră. Orice fel de dorință, nu contează ce dorință aveți, să vedem dacă dorința voastră se va îndeplini, dragii mei, dragele mele. Da? Chiar dacă aveți acest blocaj, voi veți avea succes, pentru că aici vă apare grâul și vă apare pe data de 10 sau în 10 zile, 10 ore, dorința voastră se va îndeplini. Are legătură cu sporul banului, cu banii, chiar poate să aibă legătură cu un cadou sau nu contează ce, aici apare grâul și secera, care vrea să zică spor. Deci veți scăpa, nu sunt niște blesteme foarte puternice, nu sunt farmece puternice, este doar, cum am spus, un ghinion pe bani, dar veți scăpa, dragii mei, dragele mele, de aceste persoane, probabil veți plăti slujbe, vă veți ruga, ce știu ce veți face, universul cum vă va ajuta și sporul banului se va întoarce înapoi la voi. Vă spun la toți cei care vă uitați, dacă doriți să aveți spor de bani și să nu mai plece banii din casa voastră, luați un pic de sare mare, pisați-o și amestecați-o cu scorțișoară. Dați prin casă, pe la colțurile ușii, de ce nu puneți un pic în portofel și acest lucru vă va purta un mare noroc, pentru că și sarea este un cristal și vă protejează în primul rând de rău și chiar vă aduce sporul dacă este amestecată cu scorțișoară. Dați prin casă, pe la colțurile ușilor, chiar și puneți în portofel un pic sau portați-o cu voi, vă va purta un mare noroc. Da, dragii mei? Haideți să începem pentru a doua variantă, să vedem la voi ce vă spune energia cărților mele, dacă aveți energii negative în viața voastră, în destinul vostru. Să vedem. Aici, mulți din a doua variantă, voi vă doriți din suflet un copil, da? Poate că sunteți persoane care nu puteți să faceți copii, da? Și nu are legătură că nu puteți să-i faceți din cauza că sunteți sterpe. Poate că are legătură că cineva vi-a făcut ceva și din cauza asta nu puteți rămâne însărcinate. Sau în cazul în care voi aveți copii în familie, Doamne ferește ca nu cumva să aveți probleme cu un copil din cauza că aceste blesteme sau ce se fac în această lume să cadă pe copilaș. Aici are legătură cu un copil, ori nu puteți să faceți copii, ori din nefericire a căzut ceva rău asupra unui copil din familia voastră, dar nu este neapărat. Haideți să vedem mai departe ce vrea să zică energia unei cărți vis-a-vis de ce aveți voi. Cu toate astea sunteți persoane norocoase, da? Ceea ce vreau să zic, în cazul în care nu puteți să rămâneți însărcinate, mergeți fain frumos la o biserică, plătiți-vă masluri la 3 biserici, la 7, eu vă spun că norocul este de partea voastră și veți rămâne însărcinate. Chiar dacă aveți ceva probleme cu unul din copii în casa voastră, este agitat, nu este cu minte, că este chiar și mai mare și nu vă puteți înțelege cu el, mergeți la o biserică,
plătiți la trei, de fapt la trei biserici în acea zi, acest copil se va schimba și vă va merge cu noroc. Vedeți că vă cade norocul, deci este de bine. Chiar dacă sunt ceva probleme de genul ăsta, dacă veți merge la trei biserici odată, veți rezolva situația. Haideți să vedem ce vă mai spune pentru voi toți cei din a doua variantă, da? Aici la voi aveți ceva încărcături negative în dragoste. Probabil nu la toată lumea, sunteți persoane care cineva vi-a furat soțul, partenerul, să zicem așa. A plătit foarte mulți bani ca să vă distrugă căsnicia, relația sau chiar și o prietenie de lungă durată cu o persoană care voi ați avut-o la suflet. Aici există niște energii negative plătite, au fost plătite cam de 3-4 ani în urmă, să fie distrusă viața voastră sentimentală. Aici se arată clar că sunt niște energii făcute pe sentimente, da? Și să vedem cine le-a făcut. Ce vrea să zică o carte, adică dacă se arată cine a făcut aceste lucruri, dacă vrea să ne răspundă cartea, asta nu era la fel, deci nu se trage de două ori. Haideți să mai le batem un pic, că se pare că nu vor să răspundă. Eu sper din suflet să trag o carte unde vi se răspunde. Aici vi-a făcut o femeie șatenă spre blondă și riată șmecheră. Vedeți? Această paiață care înseamnă un clovn, care te face și să râzi în același timp, dar este șmecher și bandit, face tot pe ludețul în buștucuri. Este o persoană ca și cum ar fi o prietenă din invidie pe relația voastră. Poate că ați avut o prietenă șatenă spre blondă care vă intra în casă acum 3-4 ani în urmă și această femeie de ciudă, de invidie, s-a dus undeva și a plătit o sumă de bani să vă distrugă relația, pentru că ei era ciudă, că ea nu avea o relație sau era singură. Dacă nu este o prietenă, poate să fie chiar amanta, să fie amanta soțului sau partenerului. Ea a lucrat aceste lucruri, a dat o sumă mare de bani, din câte se vede aici, și v-a distrus căsnicia și viața voastră. Și să vedem dacă vi se va îndeplini, dragii mei, o dorință. Dacă aveți o dorință și să vedem dacă energia cărților îmi indică faptul că dorința voastră se va îndeplini. Nu. Aici, dacă vă uitați foarte bine, este un sarcofag, da? Este o persoană moartă. Nu, voi aveți aici farmece puternice, voi aici aveți nevoie de o deslegare, mulți din a doua variantă. De ce nu poate vi s-a prins lumânări întoarse? De ce nu poate s-a făcut farmece cu mortul, Doamne ferește? Se fac tot felul de lucruri strani în lumea asta, da? Și depinde cine le face, că sunt oameni care pot să facă asemenea lucruri și se prind. Dorința nu vi se îndeplinește, dacă vi-a spus dorința să vă recăpătați înapoi dragostea, nu, aveți nevoie cu toate forțele voastre să, ori dacă ați mers prin biserică, să apelați la cineva cu har, cum sunt eu sau altcineva, ce știu eu unde doriți, pentru că aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva această problemă. Aici există clar energii negative puternice, chiar magie neagră făcută de ani de zile, unde vi s-a distrus totul. Bine, fericire, așa vă este, așa vă spun. Da? Și să vă mai învăț, dragii mei, ceva înainte să vă spun vis-a-vis de scorțișoară și sare, dacă doriți să scăpați de toate energiile negative, cel puțin să fiți un pic ajutați, să vi se purifice banii, să vi se purifice casa, să vi se purifice toate energiile din casă, care energiile sunt tot timpul într-o continuă schimbare, puteți să luați o lumânare neagră, scrieți pe ea numele vostru, da, și prenumele și, bineînțeles, și data de naștere și veți scrie curăț spațiul meu de energii negative, curăț destinul meu, curăț viața mea, curăț dragostea mea, curăț banii mei. Deci peste tot veți scrie curăț, deci curăț banii mei, curăț sporul meu de bani.
curăț energiile negative din viața mea. Această lunare o veți da un pic cu ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui și veți pune, bineînțeles, sare pisată cu scorțișoară și o lăsați, dragii mei, să ardă. Da? Undeva jos, în fața ușii de la intrare, seara, când nu ieșiți afară din casă, în cazul în care aveți posibilitatea. Ca să nu dureze mult lumânarea, puteți să luați și una înaltă, nu este neapărat una groasă și eu vă spun că încet, încet lucrurile se purifică în casa voastră și să nu uitați să dați cu sare și cu scorțișoară, pentru că va duce bunăstare, spor de bani și toate energiile, chiar negative, pleacă din casă datorită acestei sări, care după ce o pisați veți face trei cruci pe ea și veți spune Tatăl nostru și atunci are o mare valoare, pentru că voi o încărcați cu rugăciunile voastre, dar puteți să faceți și cu lumânarea, v-am explicat cum să faceți. Pentru mai multe detalii puteți să mă căutați pe WhatsApp. Eu vă mulțumesc din suflet că vă uitați la toate videourile care eu le postez, sper din suflet să vă fiu utilă, vă doresc din nou sărbători minunate, binecuvântate, să aveți parte de liniște, de pace, de sănătate în primul rând și toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească cu succes. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag!